La Școala Centrală din Câmpina se implementează un proiect inedit. Este vorba despre povești terapeutice pentru copii și se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 6 și 9 ani. Acesta este un proiect european câștigat de Școala din Câmpina prin programul Erasmus+. Din acesta mai fac parte alte școli, dar din alte țări, Italia, Slovenia, Estonia. Proiectul vine în urma constatărilor conform cărora elevii nu mai citesc, iar lipsa poveștilor clasice îi afectează atât emoțional cât și social. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 2 ani, iar la final se va constata în ce mod influențează aceste povești viața copiilor.